ce spuneam și la început, sigur că sunt foarte multe de făcut dacă vrei să faci ceva. Doar că ăștia care ne conduc nici nu vor și nici nu știu, nu se pricep. Ce măsuri să iei când tu ești prost făcut grămadă? Iată cu ce ar trebui să se ocupe cei din guvern în loc să plimbe sticla aia proastă pe Potrivit datelor Eurostat, avem printre cele mai mari rate ale șomajului în rândul tinerilor din Uniunea Europeană. Mai exact, cu un procent de 22%, țara noastră ocupă a patra poziție în acest clasament, la același nivel cu Italia, după Spania, Grecia și Suedia. Deci, 50% dintre adolescenți citesc asta și nu înțeleg ce citesc. Măcar nu înțeleg dezastru. Adolescenții ăia care râd așa pe stradă sunt parte din cei 50% analfabeți funcțional. Citesc știri de genul Planeta se scufundă, dispar locurile de muncă, nu mai e de mâncare și pleacă zâmbind că ei nu înțeleg nimic din ce au citit. Ce, mă, nu o să mai am bani să-mi iau și urma de la col și să plătesc netul pe telefon? Deci, 22% șomaj în rândul tinerilor. Până la 50%, eu zic că sunt deja dincolo de șomaj. Nu mai există în evidențe sau muncesc așa sezonier ori cu ziua prin străinătate. Șomerii sunt cei care iau șomaj și care se află, deci, în evidențele statului român. Mulți nici nu mai sunt acolo. Reprezentanții fermei oferă acum două burse de câte 2000 de lei pe lună timp de un an unor studenți. Candidații trebuie să îndeplinească anumite condiții. Să-și să -și facă practică obligatorie la noi în fermă, practică obligatorie universitară și în al doilea rând să dorească să învețe. Iată, o chestie care trebuia făcută ă, ă, de zeci de ani. Încep companiile de orice fel să, să țină legătura, ba chiar să lucreze împreună cu facultățile, cu școlile. Doar astfel școala noastră va produce pentru piața muncii asta reală. Nu pentru închipuiri. Nu să pregătim cum facem în prezent oameni pentru meseriile din trecut. Iar companiile, fermele, chioșcurile, ce vreți voi, să bage tată mâna în buzunar și să-și asigure forța de muncă încă din timpul școlii. Da, e o mare problemă și va fi și mai mare în anii care urmează cu chestia asta numită muncă. Am impresia, ba chiar, ba chiar încep să am convingerea că tot mai puțin tineri știu să gestioneze, înțeleg treaba asta cu munca. Sunt niște cărți foarte bune scrise pe acest subiect. Automulțumire, lenea aproape vegetală, TikTok incapacitate de a înțelege și de a urmări povești, discursuri, o imensă plictiseală, o imensă durere în fund. Toate simptome ale unor generații noi care sunt cu creierii varză în acest stadiu morbid al capitalismului. Nu e vina lor. Avem copii care sunt la facultate. Te gândești că, bă, au un nivel de pregătire, aiurea. Mulți nu știu să citească. Sunt aproape analfabeți funcțional. Incapabil să se angajeze în, în disciplină și în efort. Vă recomand cartea lui Mark Fisher. Realism capitalist. S-a tradus și la noi. Mă rog, pentru ăștia puțin care mai citim. Dar să ne întoarcem la muncile noastre. Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2021 în agricultură lucrau cu aproximativ 20% mai puțini oameni decât la începutul anilor 2000, cu toate că salariile au crescut. Vedeți, ascultând astfel de formulări, înțelegi că foarte mulți nu pricep ce se întâmplă. Cum adică să spui că a crescut salariul în 2021 față de începutul anilor 2000? Cum ar fi fost să fie cam tot pe acolo? Într-o economie bazată pe creștere continuă, salariile nu pot decât să crească. Dar odată cu ele, sau mult înaintea lor, crește costul vieții. Deci, e greșit să pui problema așa, Domne, a crescut salariul în agricultură în ultimii 20 de ani. Ideea e ce puteai cumpăra cu salariul de acum 20 de ani și ce poți cumpăra cu salariul de azi. Valoarea lui nu prea contează. Comparația între cele două nu contează. Dar nu se pricep ei guvernanții. Ar fi culmea să le cerem să se priceapă la economie celor care scriu știrile, nu? Normal că și de aia tot batem pasul pe loc, că nici nu înțelegem de ce tot dăm cu capul de perete. Uite, o vorbă foarte tare pe care am găsit-o recent într-o carte despre performanță sportivă. Ăla care știe cum va avea mereu un job. Dar ăla care știe de ce va fi întotdeauna șeful lui. Angajații din țara noastră vor primi stimulente pentru a lucra până la 70 de ani. Este doar una dintre prevederile noi legea pensiilor cerute de Bruxelles pentru accesarea miliardelor europene din PNRR. Vedeți de ce e important să citim, să ne educăm și după ce am terminat cu școala? Pentru că ăștia mizează pe faptul că noi suntem tâmpiți, că ne curge din gură. Să vă explic, e o mare țeapă aici. Adică, ei niște miliarde de la UE ca să mărești vârsta de pensionare, da? E ce înseamnă, de fapt, aceste miliarde? Păi, în primul rând, înseamnă inflație. Pentru că sunt niște miliarde tipărite, tati. Banii, vedem ce se întâmplă și cu băncile din state, au ajuns peste tot în lume, doar o glumă proastă. Se fac din Pix, din computer. E mai rău decât la monopoli. Acolo tot ai un control, domne, la joc. Pentru că ăia bani. banii. Da? Cât am dat? Șapte. Doi, trei, patru, cinci, șase. Park Place. Cât? 350? Cumpăr? Cumpăr? Păi, stai, bă, nebunule, că nu-ți permis, nu vezi că n-ai niciun ban în față. Eh, na, haide, domne, ce dracu, băi! am adus bani de la jocul meu, de acasă, de la, păi, n-am și eu monopolie acasă, iau, îi folosesc, păi, Poate vrei doi pumni în freză. Ce să fac eu cu pensia asta? Hai, spuneți-mi. Să te bucuri de ea cât o mai ai? E, ce se întâmplă cu banii care vin în țară pe lângă inflație? Sunt ciordiți, cum se întâmplă de 33 de ani. Dar vezi, Doamne, oamenii ar trebui să muncească până la 70 de bețe că primim niște bani de la uie. Asta e țeapă, mare țeapă. Oamenii trebuie să înțeleagă și să-și apere drepturile și ultimii ani liniștiți din viață, ca în Franța. Pur și simplu, ăștia nu mai pot plăti pensii din contribuțiile celor care muncesc astăzi. Pentru că taxarea muncii e prea mare în România Și atunci soluția la care s-au gândit ei E să muncim până murim Păi ce să muncească românii până la 70 de ani Că la 65 sunt deja în baston Cu trollerul de medicamente după ei săraci. Și, și paranteză, vedeți, dragii mei, de ce e atât de important să aveți grijă de sănătate atunci când încă sunteți în putere atunci când încă sunteți sănătoși, când corpul încă duce, funcționează bine. De ce e bine să nu vă tratați corpul ca pe un tomberon în care să aruncați toată ziua patiserie, prăjeli, cărnăraie plină de hormoni și de antibiotice, fast food, alcool, țigări? Ca să vă puteți bucura de sănătate și de mobilitate și în ultimii 25 de ani din viață. Pentru că, repet, de murit, toți o facem pe acolo, pe la 70-75 de ani. Important e cât de copt ești în ultimii 20-25 de ani, care la noi înseamnă, vedem, da, în cazul celor mai mulți, chin, tortură, o durere continuă, lipsuri, sărăcie, pum de pastile. Aia nu mai e viață. A, ca să nu mai zic, Văd că nu mai vorbim despre pensiile magistraților și securiștilor în ultimele zile. Ați văzut cum s-a sucit așa? Am trecut la pensiile oamenilor simpli. Așa se întâmplă mereu, domne. Începem cu, bă, hai să-i bulim pe privilegiați și sfârșim, iată, bulindu-i tot pe săraci.